Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne-a dat harul ca în această dimineață să fim în casa Domnului. Va fi o slujbă mai scurtă ca de obicei. Undeva în jurul orei 11 vom încheia slujba, după care vom avea adunarea generală electivă. Dar fiindcă astăzi vorbim despre, în mod special, despre slujitori ordinați, despre prezbiteri, poate într-un mod deosebit, eu aș vrea să prezint câteva lucruri importante, biblice, pentru că ar trebui să privim prin prisma Bibliei despre ce-i vorba, pentru că poate nu toți înțeleg care este diferența între diacon, prezbiteri, păstori și așa mai departe. Apoi, în cadrul adunării generale, puțin aspectele legate de statutul cultului le vom mai detalia, dar deocamdată aici discutăm despre prezbiteri, despre ceea ce spune Biblia despre prezbiteri. Și o să iau doar așa la rând versetele din Noul Testament care vorbesc despre prezbiteri și cu câte o remarcă, adică să putem înțelege din cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să facă prezbiterii, cum ar trebui să fie, care este rolul lor și așa, pe scurt, ca să le putem încadra în timp. Însă nu putem intra direct în Noul Testament, trebuie să mergem și în Vechiul Testament, pentru că în Vechiul Testament, în traducerea noastră românească, nu o să găsim prezbiterii, deși termenul este același, vom găsi bătrânii, bătrânii cetății, găsim bătrânii lui Israel la nivel național, găsim bătrânii poporului sau bătrânii norodului, pe care îi găsim și în Noul Testament, ei sunt cei care l-au acuzat pe Iisus, care s-au unit împreună cu cărturarii, cu fariseii, cu preoții și așa mai departe. Deci găsim expresiile acestea, bătrânii cetății. Întotdeauna a existat în istorie și în istoria biblică o formă de conducere, oameni care au condus, oamenii care au reprezentat într-un fel, oameni care s-au calificat să ia decizii. Acești bătrâni luau decizii ce trebuie făcut în situații de criză, conduceau, judecau, că dacă apărea un caz undeva, o problemă între părinți și copii, o problemă între soț și soție, o problemă între vecini, o problemă între prieteni, sau când se făceau, ei erau și un fel de notar, când se făceau tranzacții, se vindea un pământ, se vindea ceva, atunci oamenii veneau la bătrânii cetății și în fața lor își încheiau legământul lor, contractul lor și așa mai departe, vânzarea lor și ceea ce urma. Deci aveau un rol multiplu. Bătrânii cetății în Noul Testament au devenit apoi prezbiterii bisericii. Doar un verset din Vechiul Testament, sunt foarte multe, dar la un moment dat Dumnezeu îi vorbește lui Moise. Domnul i-a zis lui Moise, adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel. 70, erau mii și mii bătrâni, cum erau ei pe seminții. Dar doar 70 au fost aleși dintre cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului. Și e foarte importantă, mie îmi place mult expresia asta, și cu putere asupra lor, adică cu autoritate. Dar autoritatea e din puterea asupra ta. Asta înseamnă autocontrol, oameni care se pot controla, oameni care au putere asupra lor mai întâi. Pentru că dacă nu reușești să-ți ții gura, nu te califici. Dacă nu reușești să-ți ții nervii, nu te califici. N-ai putere asupra ta, n-ai autocontrol. Nu știi să gestionezi cuvintele, emoțiile, timpul și așa mai departe. De asta Moise trebuie să aleagă 70 de oameni ca bătrânei poporului, dar și cu puterea asupra lor, adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Ei bine, doi dintre ei, de exemplu, n-au reușit să ajungă din alte motive, dar s-a întâmplat ceva deosebit, că acolo la cortul întâlnirii toți au început să prorocească, toți au umplut de Duhul Sfânt. Și cei doi care erau în afara taberei, atunci din diverse motive, au fost și ei la fel umpluți cu Duhul Sfânt și au prorocit, dar numai pentru atunci. Deci asta, în Vechiul Testament, o să găsim mereu expresia bătrânii lui Israel, bătrânii cetății și așa mai departe. Așadar, mergem în Noul Testament, acolo unde ne interesează mai mult, să vedem ce spune Biblia despre ei. Și găsim în Fapte 14:23. Au rânduit prezbiteri, au rânduit, adică au așezat în fiecare biserică. Și vedem aici
primul lucru esențial, prezbiteri la plural în fiecare biserică. Fiecare biserică trebuie să aibă prezbiteri, nu unul, ci mai mulți. Și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Deci are loc o ordinare, are loc o rugăciune specială, de aceea când noi așezăm în slujbă, rânduim în slujbă, facem rugăciunea aceasta cu punerea mâinilor. Fapte 15:4. În fapte 15 apare unul dintre cele mai mari, să le numim așa, conflicte din biserică. Biserica primară s-a confruntat cu o provocare majoră, una dintre cele mai mari. Și anume, Petru a fost chemat în casa lui Corneliu să predice Evanghelia. Nu uitați că biserica primară a fost formată din evrei, ea s-a născut în casa evreilor, cu Vechiul Testament. După legea Vechiului Testament, nu avea ce să caute Petru în casă la Corneliu, nu avea ce să mănânce cu el. Și ei au spus, ei mai întâi, neamurile, păgânii, trebuie mai întâi să devină evrei, să se taie împrejur, să respecte legea și apoi să intre în biserică. Deci biserica trebuia să fie un fel de prelungire a poporului Israel. Mai întâi devii evreu și apoi devii creștin. Dar Dumnezeu n-a ținut cont de aspectele acestea, de pretenția lor de superioritate și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt pe Corneliu. Petru n-a avut ce face, nici Petru a spus și în vis și în vedenia pe care a avut-o, Petru a spus, Doamne, niciodată nu m-am spurcat, eu nu fac așa ceva. Dar lucrul acesta s-a repetat de 3 ori, apoi Dumnezeu îi vorbește și lui Corneliu, s-au întâmplat acolo minunile acelea, biserica aceea, prima biserică dintre neamuri în casa lui Corneliu este botezată cu Duhul Sfânt. Și Petru trebuie să ridice din numeri și spuneam, cine eram eu să mă împotrivesc? Nu eu i-am botezat cu Duhul Sfânt. Ei au fost botezați cu Duhul Sfânt ca și noi. Și acum ce puteam eu să fac? Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu ne-a vorbit, i-a botezat cu Duhul Sfânt, așa că eu i-am botezat. Cei din Ierusalim au spus, nu se poate, Petru a greșit enorm, trebuie să-l disciplinăm pe Petru, trebuie să luăm măsuri, trebuie să facem. Și s-a iscat neînțelegerea asta. Dar în cele din urmă, la Ierusalim, când a venit Pavel, când a venit Petru și când au explicat acolo, s-a văzut ce se întâmplă cu ei, s-a văzut ce se întâmplă cu Pavel, s-a văzut tot ce s-a întâmplat pe parcurs, ce se întâmplă cu neamurile, vor fi acceptate sau nu. Și atunci s-a făcut ceea ce se numește Conciliul din Ierusalim. S-a decis una din problemele mari ale bisericii. Trebuie să fii tăiat împrejur, trebuie să respecti legea, trebuie să respecti legea ceremonială sau e suficient botezul, e suficientă credința în Domnul Iisus. Și iată de ce când au ajuns la Ierusalim au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Deci îi vedem în conducere, oameni care iau decizii și a fost una dintre cele mai grele decizii. Deci ei au avut un aport major. Apoi tot aici în capitolul acesta, atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Era vorba de Pavel care a fost chemat printre neamuri și trebuia să se dea direcția clar. Ce facem cu neamurile? Dacă se va continua așa, vor fi tăiați împrejur sau nu, vor avea parte de tăierea împrejur, trebuie să respecte sabatul, trebuie să se țină de lege sau să devină creștini. Și atunci au luat decizia asta, apostolii, prezbiterii și întreaga biserică. Și au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații. Deci, cu alte cuvinte, aici îi găsim pe prezbiteri alături de apostoli, lucrând împreună și frații și biserica, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Pe când trecea prin cetăți, e vorba de Pavel, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și ale prezbiterilor din Ierusalim. Erau hotărâri, erau decizii ale apostolilor și ale prezbiterii. Au lucrat împreună. Nu-i găsim aici că apostolii erau mai presus, erau un rang, să zicem, superior. Întotdeauna îi vedem lucrând împreună, apostolii și prezbiterii. În fapte 20, după ce un an și jumătate evanghelizează toată Asia, Pavel înființează biserici și el are obiceiul acesta. În fiecare biserică trebuie să așeze prezbiteri. Așa că după ce termină anul acesta și jumătate, când predică Evanghelia acolo, Pavel trebuie să plece. De aceea, din Milet, Pavel a trimis la Efes și i-a chemat pe prezbiterii bisericii. I-a chemat pe toți, a stat de vorbă, are loc acolo un discurs frumos, o salutare de rămas bun. Dar îmi place ceva,
Următorul verset spunea, a doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. Îmi place remarca asta, toți prezbiterii. Pentru că noi avem o problemă, problema majoră. Dacă eu am o boală pe slujitori, să știți că asta e boala mea, asta e necazul meu. Sau cum spune Domnul Iisus, eu am necaz pe tine. Care e necazul meu? Că aproape niciodată nu sunt toți. De ani de zile, noi, de exemplu, la nivel de filială, avem două întâlniri pe an, una în primăvară și una în toamnă. Ei, niciodată nu se adună toți. Totdeauna avem oameni care vin, dacă vin odată, la 10 întruniri. Avem, acum voi pleca peste o săptămână și ceva, vom avea conferința națională a păstorilor din cultul penticostal în România. Ne adunăm păstorii. Credeți că vin toți? Dar de unde? Din Italia suntem 30 și ceva de păstori și n-am nevoie de o mână ca să-i număr pe câți vor fi. Că nu-s toți. Că avem motive, că avem și cred că asta este una din marile probleme. Și asta ce apreciez la biserica primară, apreciez faptul acesta și subliniez cuvântul acesta, toți prezbiterii s-au adunat acolo. Nu l-a durat nimeni capul, n-a fost cineva prea obosit, n-a fost cineva prea ocupat, n-a avut cineva familie, cum mai spun unii, eu am familie, toți prezbiterii s-au adunat acolo. Toți au fost acolo. Au înțeles, am primit o invitație, am primit o solicitare, mergem acolo, ne luăm rămas bun, discutăm, luăm decizii. La fel s-a întâmplat și la Ierusalim. Eu cred că e nevoie, cred că una din calitățile pe care punem totdeauna și o pun accent este prezența. Pentru că poți să fii cel mai bun, dar dacă lipsești, nu mi-ajută la absolut nimic bunătatea ta, calificarea ta. Poți să predici de nota 10, dar dacă nu ești prezent, poți să cânți de nota 10, dar dacă nu ești, la ce mi-ajută mie? Că tu ești cel mai bun, specialistul numărul 1. Dacă ești absent. Deci de aici pornește totul, prezența. Toți s-au adunat acolo. 1 Timotei, Apostolul Pavel îi vorbește lui Timotei și spune, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Subliniez aici ceata prezbiterilor, faptul că sunt mai mulți și de asta e nevoie de mai mulți prezbiteri. Niciodată nu e o problemă la prezbiteri de număr, la prezbiteri, la păstori este o problemă, o chestiune legată de număr, de la prezbiteri nu. Dar ce mai subliniez aici e faptul că darul pe care l-a primit Timotei a fost prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Ce vreau să spun bisericii este că dacă noi astăzi am convocat adunare generală electivă, este pentru faptul că atunci când am avut slujitori proroci veniți la noi, noi i-am chemat la comitetul bisericii, la întâlnirea noastră pe care am avut-o, am zis vrem să stăm și noi înaintea Domnului, dacă are Domnul ceva să ne spună. Și atunci Dumnezeu ne-a vorbit, să spunem, și din punct de vedere numeric, ce anume să propunem bisericii. Deci dacă astăzi facem asta, nu o facem doar că am vrut noi așa, sau am vrut eu, sau am vrut nu știu cine. Totul a pornit de la acele descoperiri, pentru că au fost mai multe și au fost în mai multe rânduri și au fost prin proroci diferiți legate de chestiunea asta. De asta noi astăzi suntem aici, pentru că recunoaștem că nu numai noi păstorii, nu numai adunarea generală, dar recunoaștem și valoarea prorocilor și prorocii. Observați că astea nu sunt în conflict, că sunt biserici în care prorocii cu prezbiterii, cu păstorii sunt în conflict, e treaba lor. În biserica lui Iisus Hristos, în biserica Domnului adevărată, prorocii, păstorii, prezbiterii, frații, adunarea generală, toți trebuie să fie una și toți slujim aceleași Dumnezeu. Nu sunt unii în opoziție cu alții, nu prorocii sunt opoziția comitetului sau a păstorului sau păstorilor sau prezbiterilor, ci toți împreună slujim Domnului cu roluri diferite, cu funcții diferite, dar toți împreună. Și de aceea îi spune Pavel lui Timotei, nu fi nepăsător, darul acela l-ai primit prin prorocie, dar cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor, adică prezbiterii au recunoscut darul prorociei, prezbiterii au recunoscut valoarea prorociei și ele s-au completat, nu s-au bătut cap în cap.
iarăși dă sfaturi legate de prezbiteri și spune așa Pavel, prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Rolul unui prezbiter poate nu este întotdeauna neapărat să predice, să fie cel mai bun predicator, dar învățătura pe care o dai, propovăduirea sau consilierea, prezbiterul este omul de la care să ceri un sfat, să ceri o direcție, o călăuzire de care ai nevoie. E omul prin care Dumnezeu să poată vorbi. Și apoi prezbiterii care cărmuiesc. Iată că prezbiterii sunt în conducere sau prezbiterii care conduc bine. Ei pot fi responsabili de un anumit departament să se ocupe de ceva și să cărmuiască bine. Pentru că da, pot fi prezbiteri care să nu cărmuiască bine. Nu le au deloc organizare, cu nimic. De aceea Pavel spune, prezbiterii care cărmuiesc bine, care sunt organizați, care sunt disciplinați, care sunt punctuali, care, da, se ocupă de ceva, se pricep. Ei să fie învredniciți de îndoită cinste. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura doi sau trei martori. Ce putem vedea din Vechiul Testament este că acest lucru era valabil pentru orice vorbă. Orice vorbă să fie bazată pe mărturia doi sau trei oameni, martori. Dar ce vrea să sublinieze Pavel aici? E un adevăr de care biserica, din păcate, duce lipsă, de care are nevoie. E un adevăr pe care trebuie biserica să-l confrunte foarte bine, pentru că atunci când vorbești împotriva unui prezbiter, e diferit dacă vorbești de un frate oarecare din biserică. De ce? Pentru că în momentul în care lovești într-un prezbiter, mai ales că dacă e vorba de zvonuri neadevărate, de glume, de ironii sau de păreri că ți se pare ție ceva, tu nu faci altceva decât lovești în biserică, te atingi de lucrarea lui Dumnezeu, discreditezi lucrarea lui Dumnezeu. Și ceea ce îi spune Pavel lui Timotei este, în primul rând, pe lângă faptul că oamenii aceia își primesc pedeapsa, cei care vorbesc de rău, pe oricine ar vorbi, ei oricum își iau pedeapsa, asta trebuie să le fie clar. Dar în momentul în care se ating de biserică, de imaginea lui Dumnezeu, de cei care reprezintă pe Dumnezeu, Pavel îi spune lui Timotei, măcar tu nu le da credit lor. Măcar tu, adică tu să fii conștient că oamenii vorbesc de rău, e problema lor, dar eu nu voi crede decât în momentul în care am mărturie, am dovezi clare și nu doar păreri și nu doar mi s-a părut sau nu că am auzit, dar nu-i nimic concret. Da. Și Apostolul Pavel este tranșant pe linia asta și bine ar fi îndemnul acesta să-l luăm. Și nu spun neapărat numai pentru prezbiter, e valabil pentru oricine. Cred că și ție ți-ar conveni să fii apărat dacă se spune ceva rău de tine, să fie cineva care să spună nu este adevărat. Nu cred că ți-ar face plăcere să vorbească cineva de rău, familia ta, casa ta, viața ta, fără să aibă nicio dovezi, doar pe presupuneri, doar pe păreri, pe impresii cu am auzit noi și telefonul fără fir, care funcționează, dar funcționează cel mai rău, că de la un lucru se ajung la 10 care n-au nimic comun cu ceea ce s-a spus anterior. De aceea Apostol Pavel încă o dată subliniază, ai grijă cu prezbiterii pentru că trebuie să fii foarte atent, ei reprezintă până la urmă biserica. Lui Tit, Pavel îi dă tot așa, îndemnuri, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Observați din nou pluralul, din nou în fiecare biserică, în fiecare cetate, și apoi să-i așeze, să-i recunoască, să fie ordinare, nu doar așa că se ridică unul mai guraliv și el e prezbitorul bisericii, pus, nepus de nimeni, cu de la sine putere. Totdeauna trebuie să existe o autoritate care recunoaște pe prezbitorul. Nu doar că eu am impresia că eu sunt cel mai bun, eu sunt prezbiter, eu mă autointitulez, mă autodefinesc, autodenumesc prezbiter sau ce vreau eu și ceilalți, în schimb, nu recunosc. Trebuie să existe o recunoaștere a unei autorități mai mari. Iacov 5:14, este vreunul printre voi bolnavi să cheme pe prezbiterii bisericii și ei să se roage pentru el după ce îl vor unge cu de lemn în numele Domnului. Vedem implicarea lor și în problemele, în nevoile oamenilor, oameni ai rugăciunii. 1 Petru, și îmi place asta,
Îi sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter ca și ei, martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Da, e o problemă aici de înțelegere. Unii cred că prezbiterii sunt ceva inferior, sunt alții păstori sau apostoli ceva mai mari. Îmi place de Petru care spune, el este apostolul, unul dintre apostolii cei mai importanți. El se definește prezbiter. El spune, prezbiter ca și ei. Un alt exemplu, prezbiterul. E vorba de Ioan. Ioan scrie epistola sa, prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci tot cei ce cunosc adevărul. Ioan nu spune apostolul. Ioan nu spune cel mai nu știu ce, nu spune episcopul, nu spune papa, nu spune altceva. El spune prezbiterul către aleasa Doamnă. Același lucru îl spune și în a treia epistolă. Prezbiterul către preaiubitul Gaius pe care îl iubesc în adevăr. Se definește. Deci prezbiteri au fost toți, până la urmă, apostolii și ei s-au definit prezbiteri, bătrânii cetății, care nu e doar așa o imagine simbolică a conducerii, ci sunt oameni care au caracter, oameni care au viziune, oameni care au autoritate dăruită de Dumnezeu și recunoscută de biserică. Așa că în această dimineață vrem să ne rugăm Domnului Dumnezeu să binecuvânteze biserica de Mansuie. Să avem o ceată a prezbiterilor cât mai mare și cât mai bine implicată și să dea Domnul ca tot să fie implicat, tot să fie activ, tot să fie prezent, tot să se dedice Domnului cu viața lor și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.